Stați o clipă, sunt anunțat că trebuie să urmează reclama. O secundă, întrerupem și revenim. Cea mai nouă descoperire a mea sunt ochelarii selectivi, care vă asigură o privire selectivă. Puteți selecta imaginea. Atenție! Să nu folosiți ca ochelari de soare, să nu folosiți la citit și să nu conduceți, în special în stare de ebrietate. Acest televizor care ne leagă de ce legătură strânsă avem noi cu televizor? Mișcarea browniană. Sunt niște particule care intră în mișcare, care imită mișcarea browniană. De fapt, e aceeași imagine când imaginea e deranjată, cu pureci, se spune. Ceea ce vedem este televizorul Eclipsa. Era o eclipsă totală. Acum iată că răsare soarele. Între timp a venit și timpul mesei. Ce roșu s-a făcut puiul. Mai lăsăm 10 minute, ce spuneți? Încă 10 minute, mai merge un pic. Je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny, 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 Funny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip kangourou. Je suis pas comme les autres, au moins je suis un petit loup. Oh yeah! Funny, 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 Funny Bear. Funny, 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 Funny Bear. Je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny Bear, je m'appelle Funny, 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 Funny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip kangourou. Je suis pas comme les autres, tout moi je suis un petit loup. Oh yeah! Papa, the doobie doobie yum yum. Papa, the doobie doobie yum yum. I'm a costume pricing.
Aș dori să vă prezint carul nostru mobil, de unde transmitem emisiunea. Poftiți în studio. Aici avem inginerul care transmite imaginea. Cred că este în meditație. Domnul Tali, da, el este, dânsul este. Avem instalație ultramodernă. Puteți vedea, cred că ce este. Este o antenă parabolică ecologică care are lemn, are porumb și de aici putem capta imaginea. Continuăm emisiunea Cine dorește să devină vedete de televiziune. Cum vedeți, s-a și format un rând, nici nu vedem unde se termină. Cred că mulți dorim să devenim vedete de televiziune. Poftiți să încercați, că noi am realizat un televizor care permite acest lucru, care permite să devenim vedete de televiziune. Ați dori, vă place să deveniți vedete de televiziune? Da. Foarte bine. Ce vă place, de ce v-ar plăcea să deveniți vedete de televiziune? Da. E foarte popular să devii vedetă în ziua de azi. E mult mai liberant, mai relaxant. Acum ați devenit vedetă de televiziune, cum puteți să vedeți? Deja start. Ok, deja am făcut o vedetă de televiziune, vă mulțumesc foarte mult. Altcineva dacă dorește. Teleportați, după atâta vizionare, vă invit la o meditație cu ajutorul acestui televizor meditativ sau zen. Este o grădină
japoneză uscată, cum puteți vedea. Și mulțumesc că ați fost alături de mine. Aceasta este colina pe care mi-am ales-o. E acoperișul lumii mele. E cupola templului meu. E o lume primitoare, un univers, un templu care primește pe oricine. De mai bine de 3 ani m-am hotărât să evadez din oraș. Am găsit un sat liniștit, primitor, nu departe de Cluj. Am descoperit aici o lume unde mă simt bine și cred că aici mi-aș putea trăi viața. Da, aici e acoperișul lumii mele. Așa cum cred hindușii despre Himalaya, care ar fi acoperișul lumii lor, dealul meu se numește dealul Ciupului, cum îi spun localnicii. Este un Himalaya mai mic. Urc de multe ori aici. Mi se deschide o panoramă nesfârșită, incredibilă. Văd de aici Apusenii, munții metaliferi, văd departe de tot. E un spectacol continuu. Trec norii, se schimbă mereu lumina, și totul se transformă din clipă în clipă. E ca o proiecție de cinema. Aici nu te plictisești niciodată. Mai vin și cu prietenii mei aici. E un loc unde mă întorc mereu. Această atracție vine probabil din dorința mea de a zbura, de a mă înălța. Și cum omul nu poate să zboară, cum nici eu nu pot să zbor, urc pe o colină înaltă de unde pot privi în jur ca o pasăre. Admir mereu păsările care au libertatea zborului, al văzduhului. Pentru mine spațiul urban, orașul a devenit prea înghesuit, prea sufocant. Și pentru că omul este o ființă care din instinct dorește să modeleze spațiul în care trăiește, caut și eu mereu locuri noi. Caut acele locuri care mi oferă cât mai multă libertate. Și am găsit acest sat
Vlaha, care e suficient de departe de oraș, dar în același timp și suficient de aproape. Aici cred că îmi voi îndeplini visul să fiu aproape de natură, să am un atelier la marginea pădurii, într-o libertate totală. M-am așezat în fața oglinzii și am încercat o experiență amuzantă. Am modelat din părul meu tot felul de forme, o cravată, o șapcă, un turban, tot felul de lucruri care mi-a venit pe moment să le realizez. Un artist tot timpul e tentant să se joace, să creeze, e tot timpul chinuit de idei. Nu mă pot abține, mă joc mereu cu obiectele care mă înconjoară, așa că și cu părul meu, din care am început să modelez forme. Îmi place să mă joc, să fac un fel de performance din tot ce îmi oferă din jur. Pe vârf de deal, niște mânzi au ieșit la păscut. Apoi a venit un nor și l-au înconjurat. Este povestea acestei lucrări. Nu-mi place să dau titlul lucrărilor mele. Desigur, există o idee, dar prin titlul nu vreau să îngrădesc imaginația spectatorului. Vreau să le dau libertatea maximă. Ca și în compoziția muzicală, în artă plastică, în sculptură, forma și materia presupun o armonie. Compozitorul lucrează cu note, sculptorul cu forme. Cu forme pozitive și cu forme negative pe care le armonizează.
Fiecare artist comunică cu divinitatea. Noi, practic, suntem niște mediatori. Nu noi inventăm aceste lucruri. Noi suntem receptivi și primim aceste informații.
sper că de acum încolo va urma o perioadă în viața mea când mă voi putea întoarce spre mine și mă voi ocupa de acele lucruri care mă preocupă direct. Simt că în această viață nu voi putea termina toate proiectele mele, chiar dacă aș trăi 100 de ani.